Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Suntem la o nouă emisiune, Conștient Non-Conștient, cu Teddy Creștin. Și Tudor Borz aici de față. Vă mulțumim că ne încurajați. Ok, în această emisiune vom dezbate o problemă destul de spinoasă pentru societatea în care trăim. Vom vorbi despre obezitate. Da. Eu cel puțin le voi vorbi chiar și din experiența mea ca om, pentru că și eu mă confrunt cu aceeași problemă a kilogramelor în plus și evident am găsit soluții, am experimentat, deci nu e neapărat, domnule, perspectiva noastră academică, vorbim aici doar despre teorii, până la urmă vorbim și despre experiența noastră personală, cum am aplicat noi ceea ce am citit în viață. Până la urmă, despre asta e dezvoltarea personală, nu? Exact. Vom aborda întâi subiectul obezității din diverse perspective, cum spunea și Teddy, din perspectiva personală. La final am să vă ofer un exercițiu pe care puteți să-l faceți și care vă ajută să depășiți acea poftă de mâncare, să ajungeți la acea situație în care reușiți să echilibrați alimentația și buna funcționare a corpului. Dar ca să respectăm formatul, că am zis că le facem toate după un format, că la sfârșit, într-adevăr, dăm câte un exercițiu foarte concret prin care puteți să vă îmbunătățiți viața, dar până atunci formatul emisiunii noastre care era? Începeam cu evenimente și da, lucruri care... Perfect. Ce evenimente avem săptămâna asta? În weekendul acesta începe un curs de hipnoză oferit de Asociația Europeană de Hipnoză împreună cu Andrei Voicu, Teddy Creștin, Valentin Silvestru și cu mine. Așa. Avem un seminar de... Inteligență emoțională, îl avem pe 23, parcă. Așa, 23 noiembrie. Mai există seminariile de la HBI, Human Behavior Institute, pe 16 noiembrie. Mai aveți seminariile de la FaceKeys. Puteți urmări... citirea feții, Behavior, da, citirea feții. Puteți urmări FaceKeys România pe Facebook, Human Behavior Institute, Asociația Europeană de Hipnoză pentru Noutăți. De asemenea, o parte dintre cei care ne privesc ne-au întrebat, mie personal mi-au scris, când faceți evenimente pe bază de regresie hipnotică? Când faceți un eveniment public despre regresia hipnotică? E foarte la modă, e foarte la modă. E foarte la modă. Acea regresie temporală, toată, într-adevăr, și toată lumea întreabă acum de ea. Și te-ai gândit la așa ceva? Da, am stabilit un calendar în acest sens. O să-i rugăm să urmărească pagina Asociației Europene de Hipnoză pe Facebook și vor găsi informații, vor găsi date despre acest subiect. Și ca să punctez, ca să știu și să vin și eu la cursul de hipnoză, deci l-ai convins, vine Andrei Voicu. Da, vine Andrei Voicu, vine Valentin Silvestru. Cred că la ora actuală am putea spune că este unul din cele mai complexe cursuri de hipnoză pe care le găsiți în piață, în România și nu numai. Chiar putem concura lejer mare parte din cursurile de hipnoză care există în Europa și nu numai. De mult am vrut să-l prind pe Andrei Voicu la un curs, să-i cer cele 6 numere la loto și atât, gata. Andrei, bine că te-am prins, dăm cele 6 numere, sunt grăbit, am plecat, te rog, doar fă-mi transă, obținem numerele. Da, este un mit. Am înțeles, asta e adevărat. Ok, deci asta ar fi fost partea de evenimente de săptămâna asta, vă așteptăm la oricare din ele. Și hai să vedem cum disecăm întrebările. În general am avut câteva intervenții despre obezitate. Întrebările au fost de genul ce să facem atunci când așa sunt făcut și nu pot, așa sunt eu, mănânc mai mult, așa m-am obișnuit. Deci oarecum întrebările se repetă. O parte se referă la regim, așa m-am obișnuit cu mâncărurile astea, cu stilul ăsta de viață. Mai avem un set de întrebări despre oameni care chiar se chinuiesc cu anumite cure de slăbire, anumite regimuri și chiar fac sport și întreabă de ce nu dau rezultate.
Driver facem și de ce nu dau rezultate. Și practic mai am avut și niște doamne care m-au întrebat ce se întâmplă, evident, după naștere, când e ceva natural ca organismul să ia anumite kilograme, de ce nu poate să revină la această formă inițială. Cam despre asta au fost întrebările care le-am primit până acum pe pagina de Facebook și pe adresa redacției. Dar office@6tv.ro. Vă încurajăm să ne scrieți și nouă personal pe paginile noastre, o să facem și pagina emisiunii, aveți pagina televiziunii, orice întrebare, chiar dacă emisiunea a trecut, o să încercăm să vă răspundem la ele. Ok, și pentru că ai ridicat, să zic așa, mingea la fileu cu această temă, așa sunt eu, unul din co-creatorii programării neurolingvistice, Frank Pioselic, un om drag. Câte kilograme avea și ce înălțime? Drag mie, era destul de între grăsuț și normal, să zicem așa, ca formă fizică, dar nu asta era important. El spunea un lucru simplu. Ceea ce credem noi că suntem este urmarea unei educații. Noi nu suntem așa. Și un mecanism extrem de simplu care se manifestă într-un mod complex. În momentul în care te naști, percepi mediul, ai tendința de a oferi autoritate. Și nu la nivel conștient, vorbim de mintea non-conștientă, are tendința de a oferi autoritate acelor persoane pe care le observă că performează în viață, adică pe cineva care vede că merge, pe acel cineva care te hrănește, începe să devină autoritate. Da? Și atunci părerile, viziunea, tot ceea ce experimentează la nivel de viață acea persoană este copiat. Exact ca și atunci când iei un hard disk și copiezi tot de pe acel hard disk pe alt hard disk. La început, când începi viața, ai anumite nevoi. În primul, nevoia de a fi acceptat. Și atunci, ce îți spune părintele în primii ani, ce îți arată, ce îți spune, este literă de lege, pentru că tu vrei să fii acceptat, ai nevoie de afecțiunea lui, ai nevoie de protecție și ai face orice. De aceea se face acel copy-paste în care îți faci, prima dată, îți faci o hartă a lumii. Și atunci, exact, prima dată, așa iei concepțiile. După aceea cunoști și alți oameni, te duci la grădiniță, cunoști alți copii, intervin și alte personaje, alte personaje din familie. Dar tot timpul ai o hartă și tot timpul ți-o configurezi, îți faci această configurație pe harta ta mentală. Exact. E, despre asta era vorba în momentul în care spui, domnule, așa sunt eu. Lucrurile stau puțin diferit. Ești în felul în care, în mod inconștient, te-ai educat. În momentul în care accepți asta, ai șansa să schimbi ceva. Da? Dacă consider că ești așa, înseamnă că nu mai ai nicio problemă și ceea ce s-ar numi transformarea ta, evoluția ta, schimbarea ta, automat ai blocat-o. În momentul în care consider că ești un rezultat a educațiilor, a educației pe care ai primit-o, a experiențelor pe care le-ai trăit, a felului în care tu ai ajuns să te raportezi la ele, pentru că și aici este extrem de important felul în care noi ne raportăm la o anumită experiență. Și felul cum ne raportăm este tot dat prin această hartă. Pentru că asta este. Noi filtrăm exteriorul prin... Ne uităm doar la ce dorim, la ce ne uităm. Încercăm să punem să se potrivească. Pentru că noi nu putem trăi în disonanță cognitivă. Să credem ceva și să facem față cu o altă realitate. Și atunci încercăm să le potrivim, să le punem cumva, exact, să se potrivească în acea hartă. Chiar dacă ele nu se potrivesc, dar le tăiem, decupăm, facem cumva ca să îndesăm acolo să se potrivească în harta noastră mentală. Este vorba de acea tendință de ordine pe care încearcă să o pună partea rațională în ceea ce experimentăm noi. Avem o tendință organică de a încerca să înțelegem. Trecem prin situații emoționale și dorim să ni le explicăm rațional. Ceea ce duce la distorsiune. Pentru că le putem explica rațional doar în limita viziunii noastre.
Da? Și acum revenim la partea de obezitate, care are la opusul ei chestia cu anorexia, știi? Avem, da, și anorexia e o, până și ea a ajuns o problemă, pentru că sunt nu știu câte adolescente, chiar o să vorbim într-o emisiune și despre anorexie. Foarte bine, punct. Exact. Dar avem o... Hai să recapitulăm. Avem o hartă mentală. Ea tot timpul se îmbunătățește. Problema e de viteza cu care o îmbunătățim și eficiența. Asta se numește dezvoltare personală. Tot timpul să harta aceea să o îmbunătățim ca să ne ajute mai mult. Deci avem o hartă mentală, avem problema obezității și dacă emisiunea se numește conștient, non-conștient, haideți, ca de obicei, să fiu eu avocatul conștientului, Tudor a non-conștientului, împărțim partea asta conștient, non-conștient, ele au legătură. Haideți să vorbim puțin despre harta asta mentală. Ce putem face, cel puțin din punct de vedere a conștientului? Din punct de vedere a conștientului, putem, în primul rând, să conștientizăm. Că noi nici nu mergem pe pilot automat, că noi vedem doar că vrem să slăbim 20 de kilograme. Cineva îmi spusese, știi când mi-am dat seama că m-am îngrășat? În momentul în care, de obicei, făceam duș, de data aceea m-am așezat în cadă. Și în momentul în care am văzut că apa s-a scurs, am dat să mă ridic și când m-am ridicat a mai venit un val de apă din spatele meu. Deci, ops, înseamnă că... Arhimede a plecat, da? Da. Ei, sau când avem un nou prieten. Da, exact. Încercăm să avem un nou prieten, atunci asigur că... bun, avem această problemă. S-a făcut în timp, nu uitați. Tot ceea ce s-a făcut în timp nu se rezolvă într-o secundă. Haideți să ne pregătim tot în timp pentru un efort. Deci nu este ceva, în 10 ani am acumulat un regim de viață nesănătos, dar într-o săptămână se rezolvă. Bun, am conștientizat aceste lucruri. Nu, vrem să le schimbăm. Bun, ce putem să facem noi ca și pe partea de conștient? Pentru că imediat ai să ne spui, o să vă arăt de ce nu este așa ușor. Pentru că rădăcinile, normal, vin din subconștient. Însă, odată conștientizat, putem să încercăm să ne schimbăm aceste obiceiuri, să înlocuim obiceiurile vechi cu altele noi. Există instrumente care ne pot ajuta în lupta obezității, dar revin, ele sunt doar instrumente. Tudor o să ne spune exact cum schimbăm harta. Instrumente există. Să învățăm despre alimente, regimuri alimentare. Că înainte ne spunea mama nu arunca mâncarea, în Africa nu au mâncare și mâncam totul. Sau amestecam, mâncam felul 1, felul 2, desert. De ce trebuia să le amestecăm pe toate și nu puteam să le mâncăm la intervale de timp? Era mult mai sănătos. Putem învăța să mâncăm în loc de tot felul de prostioare, să mâncăm lucruri care ne dau mult mai multe proteine și mai puține lipide, mai puține glucide. Putem învăța despre exercițiu fizic, ce înseamnă. Dar toate acestea sunt tehnici. Toate tehnicile astea se pot aplica cu succes doar în momentul în care remodelăm harta mentală. Și aici intervine non-conștientul. Multă lume se apucă de ceea ce se numește cură de slăbire. Nu ți va folosi așa ceva. În momentul în care ai ajuns să depui în mod constant, cu viteza specifică fiecărui organism, kilograme în plus, ai generat un dezechilibru în comportamentul tău, de fapt. Da? Deci, ceea ce se întâmplă în partea non-conștientă se reflectă în timp în comportament. Da? În momentul în care vrei să schimbi asta, e necesar să-ți asumi schimbarea modului de viață. O cură de slăbire te ajută să dai jos câteva kilograme într-un timp de cu un rezultat statistic pozitiv sau negativ. Sunt cam 70% din curele de slăbire, să zic, dau rezultate pozitive. Pe moment, însă... Pe moment. Și atunci ce faci după aceea? Pentru că tu vrei să faci o cură de slăbire și să revii la comportamentul vechi. Nonsens. Corect. Chiar nonsens. Dacă ai detectat o problemă, asumă-ți că ea există și asumă-ți că ai nevoie de un timp să te, să te reechilibrezi și să începi să dezvolți obiceiuri alimentare sănătoase, pentru că e important ce consumi și în ce cantități și cum asociezi alimentele pe care le consumi.
Niciun aliment nu este rău. Important este cu ce îl asociezi. Vrei să mănânci ciocolată? Nu e o problemă. 2 ore înainte, 2 ore după, nu mai mănânci altceva. Evident, mă refeream să nu mănânci 2 table de ciocolată sau 5 cutii. Vrei să mănânci 2-3 bomboane. Lasă corpul să echilibreze chimic ceea ce ai introdus. Pentru că partea non-conștientă reacționează la chimic. Emoțiile se transformă la nivel chimic. Da? Inclusiv un gând. Are la nivelul corpului fizic o reacție chimică. Dar noi nu suntem conștienți de asta. Aici e partea non-conștientă. Cer scuze dacă v-am dezamăgit că o să mergem înspre ceva mistic. Nu, vorbim despre acea parte non-conștientă care nu ne spune în momentul ăsta cât este pH-ul în stomac, ce substanță predominantă secretă ficatul în momentul ăsta, cum funcționează pancreasul. Acea parte non-conștientă care le gestionează se bazează pe răspunsurile chimice, pe ceea ce găsește în corp și tinde să echilibreze. Evident, emoțiile, cu cât sunt îndreptate înspre pozitiv, înspre relaxare, înspre o stare de bine, vor ajuta funcționarea chimică a corpului. Și este important. Spuneam că recomandăm o carte în fiecare emisiune. Vă recomandăm în acest sens pentru a vă înțelege mai bine. Deoarece autorul cărții este un om care a trăit pe pielea lui dezechilibru psihic, fizic, pe care kilogramele în plus îl creează. S-a trezit în situația în care la vremea respectivă a vizitat o mulțime de nutriționiști. Nutriționiști despre care el spunea că aveau soluție doar în contextul în care ei înșiși trecuseră prin problemă. Altfel nu aveau o soluție, aveau un răspuns dat de niște manuale. Nutriționistul este un om tehnic. Exact. Dar ca și antrenorul de sală, el nu poate să-ți dea motivația, nu poate antrenorul să te ia și să facă cu tine exercițiile. Dar era mai mult decât atât acolo. Vorbea despre faptul că inclusiv acea rețetă, la vremea respectivă pe care ei o dădeau, vorbim, cred că de anii 80, nu era una cu adevărat utilă. Și atunci Michel de Montignac, despre el este vorba, cartea se numește Mă hrănesc, deci slăbesc. Da? Sunt multe vedete care au obținut rezultate pozitive aplicând acest regim ca mod de viață. Exact, e o schimbare a unui mod de viață, pentru că 90, dacă nu 95% din toate curele de slăbire, și vorbim de o industrie de, la nivel global, de multe miliarde de dolari, de euro, de ce vreți, pentru că gândiți-vă câte pastile de slăbit, câte diete, câte cure, 90%, dacă nu 95%, în timp, nu dau rezultate, pentru că omul se repede, reușește să slăbească 10-15 kg sub motivație, sub impulsul momentului și pune la loc uneori mai mult decât a dat. Pentru că nu și-a schimbat harta mentală, nu este pregătit, crede că face un hey rup de se abține câteva săptămâni, câteva luni chiar, 2-3 luni, după care cum are loc? Prima problemă. Cum are loc primul trigger? Ca și la alte adicții, ca și la... Nu e ceva, nu e o nouă adicție. Cum imediat se duce înapoi, nu este pregătit, nu are o nouă hartă mentală, nu are un nou mod de viață schimbat și atunci a făcut doar un efort, un hey rup din cauza a ceea ce gândesc alții despre el, din ce a spus soția, din cauza că așa a refăcut unele eforturi care se șterg imediat cu buretele ca și cum nu a existat. Exact. Acum, din experiența de terapie prin hipnoză pentru această problemă, și aici poate că atingem ceea ce unii se așteptau și i-am dezamăgit un pic înainte când vorbeam despre partea chimică și hipnoza, ca să se manifeste, e nevoie ca în interiorul corpului să se producă niște reacții chimice, altfel starea de transă nu este accesată și așa mai departe. Dar
revenind la partea aceasta, rezultatele sunt diferite de la individ la individ. Dar pot să vă spun cu siguranță cei care au respectat, au generat o nouă paradigmă în viața lor, au generat un nou comportament, un nou mod de a fi, au început să se accepte. Pentru că de la acceptarea, nu acceptarea resemnată, ci acceptarea în stare de prezență, de focus mental, de coerență. Da? În momentul ăsta aici avem o masă. Indiferent că eu mă revolt sau sunt de acord cu asta, în primul rând ea există. O acceptăm. E aici. Tot așa e și o situație din viața noastră. Și atunci o accepți. Evident. Fără acea resemnare. În momentul în care s-au întâmplat aceste lucruri, persoanele au început să se remodeleze corporal. Adică numai că ai slăbit, ai slăbit de unde era nevoie. Iar acceptarea vine pe, în primul rând, nu lucrăm aici pe vinovăție și pe negativ. Înlăturăm miturile respectiv că persoanele obeze sunt leneșe și nu au voință și nu reușesc să se controleze. În primul rând, nu este adevărat. Unii oameni chiar vorbesc de un model al minții creat de antropologi și sociologi, vorbesc de un model al minții creat în 10.000 de ani, pentru că noi înainte nu dădeam de mâncare, nu aveam supermarket, vânam ceva și atunci mâncam cât mai mult, pentru că nu știam când vom mânca data viitoare. Și atunci, dacă cineva vâna un mistreț, normal, mânca în exces, punea depozite de grăsime, pentru că nu știai dacă următoarea masă îmbelșugată, nu rădăcini, nu fructe, o vei avea peste 3 zile sau peste 3 săptămâni. Și atunci erai bine să ai unele rezerve. Între timp, sigur că lucrurile s-au schimbat, dar un model format în 10.000 de ani de supraviețuire nu poate fi anulat așa în câteva secunde. Deci nu trebuie să lumea să se învinovățească, să meargă pe frustrări, să meargă pe a mânca prăjitura asta, nu sunt bun de nimic, sau am ținut regim până aici, dar uite, am mâncat astăzi ceva o prăjitură și s-a dus totul, nu am voință, nu sunt bun de nimic, nu. Pot să direcționăm, oricine poate direcționa frustrările, neîmplinirile, dorința de a schimba în pozitiv, în a face lucruri, da. Chiar dacă de 1000 de ori nu reușesc, mă ridic și a 1001 oară voi reuși. Nu este nimic rău, nu este nimic. Dar mi-am setat modelul în sensul că țin sub control și chiar dacă am unele derapaje, chiar dacă voi reuși, pentru că pot să fac lucrul acesta. După acceptare, apropo de ce spui tu, al doilea pas este a înțelege faptul că suntem perfectibili. Da? Adică putem să ne îndreptăm prin fapte, prin comportament, prin gânduri, prin emoțiile pe care le hrănim în interiorul nostru, putem să ne îndreptăm înspre o stare de bine. Sau putem să ne îndepărtăm de ea. Da? Depinde cum alegem. Era metafora indianului cu nepotul care povestea, uite, nepoate, în interiorul tău sunt doi lupi. Acei doi lupi, unul alb și unul negru, se luptă în continuu și nepotul întreabă care dintre ei învinge. Răspunsul e simplu, cel pe care îl hrănești mai mult. În interiorul nostru există ceea ce suntem învățați în școală, că suntem un animal cel mai inteligent din ceea ce există momentan pe planetă și am reușit să descoperim că și asta este important să o spunem, și partea de umanitate care nu are de-a face cu carcasa, cu descrierea din perspectivă fizică, medicală. Are de-a face eventual cu o descriere din perspectiva antropologiei culturale, a ceea ce reușim să facem, a ceea ce reușim să generăm urmarea conștientizării a ceea ce suntem la nivel complex. Ca să nu intrăm în criză de timp, pentru că știu că la sfârșit vrei să le dai ceva, un exercițiu foarte practic. Așa. Pe non-conștient, să le dăm și ceva pe conștient.
Deci trecem la non-conștient imediat, dar pe conștient este foarte util ca să vă formați un obicei reflex simplu și foarte util de fiecare dată când mâncați ceva, când vreți să mâncați ceva, să reușiți să vă întrebați: într-adevăr îmi este foame? Vreau să mănânc acum sau doar este un reflex? Pentru că foarte multă lume efectiv mănâncă, nu știu, popcorn sau tot felul de lucruri în fața televizorului, care nici nu au o valoare nutritivă bună, sunt pline de grăsimi și de zaharuri și sunt mâncate din reflex, efectiv din gestul de a face ceva, de a duce la gură mâncarea. Deci întotdeauna întrebați-vă: am mâncat îndeajuns până acum? Am nevoie acum să mănânc într-adevăr sau e doar... Și dacă am nevoie într-adevăr să mănânc, cât am nevoie? Poate mă pot opri la jumătate de portocală și nu trebuie să mănânc toată portocala. Poate pot să mănânc mai târziu. Mi-am astâmpărat foamea. Întotdeauna dozați-vă. E un obicei foarte simplu. Întotdeauna când vă îndreptați spre farfurie, gândiți-vă: am nevoie într-adevăr? Dacă am nevoie într-adevăr, am nevoie de cantitatea respectivă într-adevăr? 3. Vreau să le amestec? Mănânc doar un singur fel din acea mâncare? Nu am nevoie să amestec acolo mai multe preparate care, evident, se și digeră mai greu, îmi iau din energie. Întotdeauna să vizualizez starea aceea plăcută a stomacului gol când nu am un stomac care nu s-a umplut foarte mult și pot să fac și alte lucruri. Ok. Am un exercițiu foarte simplu care înlocuiește ceea ce unii numesc metaforic balonul gastric virtual, ceea ce vă ajută să colaborați cu corpul în acest exercițiu de a readuce ființa voastră într-un tonus mai bun, într-o stare fizică, funcțională, mentală mai ok. Seara de la ora 18, dați-vă voie să renunțați la mâncare, dați-vă voie să consumați apă în înghițituri cât de mici, fără a face exces. Seara, în momentul în care ajungeți în pat pentru a vă odihni, închideți ochii, urmăriți-vă puțin respirația, dați-vă voie să vă gândiți la un moment plăcut din viață, dacă vă este greu să găsiți un moment plăcut din acea zi. Și în momentul ăla, imaginați-vă că, așa cum puteți să coordonați mâna, puteți coordona părți din corp și transmiteți un mesaj pentru stomac să se strângă, să-și micșoreze volumul. Are la dispoziție toată noaptea, puteți să vizualizați, să vă reprezentați în minte cum el se micșorează pe tot parcursul nopții. Dimineața, mâncați până înainte de a fi sătui. Dacă repetați exercițiul ăsta pentru toată ziua, partea evident cu mâncați până la limita de a fi sătui, și îl repetați zilnic, undeva la 3 săptămâni, deja începeți să obțineți obiceiuri sănătoase în ce privește alimentația. Și pentru că suntem la finalul emisiunii, vă spunem la revedere, vă așteptăm la noile emisiuni, conștient, non-conștient. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și nu uitați, următoarea emisiune, luni la ora 8, despre depresie, da? Așteptăm întrebările noastre. Vă mulțumim!